Austria a anunțat oficial că este dispusă să permită României și Bulgariei intrarea în spațiul Schengen, deocamdată doar cu aeroporturile. Relaxarea veto-ului austriac la Schengen în cazul României și Bulgariei vine cu trei condiții, una dintre ele fiind acceptarea migranților, în special sirieni și afgani. România a acceptat, în timp ce Bulgaria a transmis un refuz ferm. Așadar, Austria este dispusă să ne ofere nouă și vecinilor bulgari liberă circulație pe aeroporturile Uniunii Europene. În schimbul unei relaxări, Air Schengen, Karner solicită o protecție mai strictă a frontierelor externe și terestre, precum și readmisia solicitanților de azil care vin în Austria prin România și Bulgaria. Această ultimă condiție fiind ferm respinsă de vecinii noștri. Din cei 50.000 de solicitanți de azil de anul acesta, doar 150 au ajuns cu avionul, deci nu avem nicio problemă aici. Asta înseamnă că trebuie să securizăm mai bine granițele terestre. Cum putem face asta legal depinde de autoritățile Uniunii Europene, a spus Gerhard Karner, ministru de interne al Austriei. Să nu credeți că din cerințele pe care le are Austria, care nu mi se par unele exagerate, pentru că cu toții ne dorim o întărire a frontierei. Nu ne păcălim unii pe alții. Domnul Kerekes a reușit să treacă frontiera cu un buletin al unui văr, cu 10 ani mai tânăr. Ăsta este adevărul. Dacă vrem să ne mințim și să băgăm totul sub preș, nu vom reuși. Discuții normale și sunt ferm convins că vor fi benefice, a declarat premierul Marcel Ciolacu. N-am văzut nicio solicitare de când este acest mecanism european pentru refugiați. Nu am văzut sirieni sau afgani care să vrea să locuiască în România. Presupun că nu putem să-i forțăm, a mai spus premierul. Ridicarea restricțiilor nu se va face peste noapte. Procedura s-ar prelungi până la primăvară. Premierul Marcel Ciolacu a avansat un calendar. Luna martie ar marca intrarea României în Schengen cu aeroporturile, iar pentru partea rutieră ar mai dura câteva luni după. Primul pas, cel mai important, s-a făcut. Austria este mai flexibilă. Nu putea să anunțe triumfalist că din acest moment, fără nicio condiție, o să intre România în Schengen primul pas aerian, urmând ca anul viitor, cred că sub prezidenția Ungariei, vom continua cu pasul 2 terestru. Nu vă faceți probleme că deja s-au declanșat lucrurile. În martie vom intra cu adevărat, a spus premierul Marcel Ciolacu. Relatează click.ro.